Frate, deci m-am trezit și eu. Și vine un miros, frate. Vine un miros. A trebuit să mă duc, să dau drumul la geam larg. Și zic, pink. What the fuck, pink. Știi ce zic? Niște englezi, așa. Frate, trebuie să stau aici. Respiră. Astăzi vom continua aventura prin Germania, dar veți vedea exact ce am făcut noi acolo la Gamescom, ce nebunie am reușit să vedem, după cum vedeți pe fundal o grămadă de chestii interesante. Dar oricum nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place când mai facem vloguri de acest gen. Sunt destul de rare, dar eu sper că totuși sunt interesante pentru voi. Dar hai să nu mai stăm la vorbă și să-i dăm drumul la vlog. Să luăm un taxi până la Gamescom, să vedem că ne descurcăm, frate, că s-ar putea să ne pierdem pe drum. Așa e complicate străduțele astea pe aici. Nu, lasă că zicem la taxi și ne duce el, că el știe. Îi zici cum e? Îi zici Gamescom și el știe unde e Gamescom? Nu, dar nu știu unde e adresa de la ăsta, unde se ține. Chiar nu știu. Cum e vremea? Bă, pare frumos afară. Bă? Deci uite, vremea asta, dacă te uiți așa, îi zice că e foarte frumos afară. Dar de fapt, este extrem de rece. Deci mor de frig. Numai cât îmi țin geamul ăsta deschis. Da. Poliția e BMW. Poliția e BMW și... și da. Germania asta, Jesus-e. Frate, au mașini, ce vrei? Da, au mașini, au, da? Au, Iisuse. Uite, deci, uite ce deci toate mașinile, toate taxiurile, așa sunt. Asta cred că e a nostru. Hai, e a nostru, hai să mergem. N-ai ce-i zice, frate? Și iată că am ajuns la Gamescom aici cu ăsta care, ia uite-te cum stă cu pieptul. Bă, uite-te la mine, frate, zici că zberci apușat asta. Bă, da, da. Ai trag un pic de fiare și cum se pune bucă. Aici, ia uitați-vă și voi ce chestiuță avem. Securitate destul de mare. Bă, îți verifică dacă ai venit cu ghiozdan sau ceva, știi? Te da, verifică da. În ghiozdan și asta. Destul de bine, da. Bine, acum este ziua presei, deci practic e destul de light cu oamenii. Și am ajuns în zona în care poți să-ți cumperi o grămadă de chestii. O să vedeți aici că avem Blizzard Store-ul, unde poți să-ți cumperi o grămadă de chestii legate de Blizzard, cum ar fi figurine, ești o fel de chestii. Uitați-vă la asta, că de șmechere e. Și pe aia uitați-vă cât costă. Nu, nu, nu 12 euro, 160 de euro. Oh my God. Și plânge. După aia o să plâng, că eu vreau, știi, că îmi pun figurine de-astea pe birou, dar... Dacă nu stau la aceeași dimensiune, e ciudat, eu n-aș... Nu sunt la aceeași dimensiune. My OCD, dude. Am și ele mai mici, dar... Nu trebuie să fie toate la aceeași dimensiune. Uite cât de șmecher e zona asta. Hearthstone ai acolo. Și hai să mai mergem pe aici, să mai vedem ce mai găsim. Uite, am găsit magazinul celor de la Valve aici. Și șmecherul ăsta. Care e faza șmecheră? Faza șmecheră e că poți să-ți cumperi chestii legate de jocuri. Mm. Și asta îmi place foarte mult. Adică îmi place să am chestii pe birou. Nu știu, vrei și tu să-ți faci o chestie de asta așa? Te gândești? Da, dar în spate undeva. Cred că ar merge, știi? Adică, da. Și uite de câte figurine și câte chestii poți să-ți cumperi de aici. Adică... Frate, tu le vezi pe astea? Știu din ce anime sunt astea. Astea sunt îmbrăcate sau dezbrăcate? Aia blondă, asta, aia de acolo, aia e aproape dezbrăcat. Oh Jesus. What? Oh my God. E normal, uite niște grași. Fink, vino cu aici, uite aici. Ai, Iisuse, da, o știu și. Te-am prins, le faci poze. Te zic eu, nu ți-o fi. Ce să faci? Zici că e tocut din metal. E un alien, păi e, cred, de metal. Uite cât de complex e. Arată incredibil. Sunt chei de-alea, mă? Sau... Da, mă, e făcut din... Zici că sunt niște piese de-alea, ori chei de-alea de strângi cu ele. Foarte tare, frate. Da, e gigantic, îmi place, frate. Dacă vine asta noaptea la tine în casă. Mă sinucid. Și iată că am ajuns la Ubisoft și acum o să ne jucăm The Crew 2. Urmează să ne mai jucăm Assassin's Creed Origins, ăla nou cu piramidele și chestii de genul ăsta. Și pe asta vom juca Far Cry 5, care cred eu că ar fi destul de interesant.
interesant. Far Cry 5 nu avem voie să filmăm, dar în rest o să avem voie să filmăm cam tot ce e pe aici. O să vedeți în niște videouri separate, o să vedeți jocurile, iar în vlogul ăsta doar o să vedeți așa ce vedem noi pe aici, practic. Pinky undeva în depărtare, pe acolo, stă la bar, o să vi-l arăt și pe el. Uite, să mergem acum la domnul Pink, să vedem ce face. Ia uitați-l ce face. Ia uitați, cu șapca lui de I Hate Pink și cu eticheta lui. Ia păi, să vedem. Zic eu, eticheta asta așa știu, că se lasă. Așa se lasă eticheta, da, aia? Da, ca să vadă lumea că e originală sau ceva, așa. Băi, și dacă nu e originală, ce? Trebuie să fie doar originală? Păi da, mă, că doar știi cum e, frate, că sunt șmecher. Are ureche, îmi place că are ureche, e ureche. Noi va trebui să intrăm în fiecare dintre cămăruțele astea, da? Fiecare cămăruță are câte un joc. Te duci acolo și filmezi jocul respectiv, ceva de genul ăsta va fi. Iată că l-am găsit și pe Freddy din Five Nights at Freddy's și e, cred că e mărime naturală, nu știu sigur. Uitați-vă la el cât de mare e, frate, ești nebun. Tu îți dai seama dacă vine ăsta noaptea la tine? Că ai cam făcut cu tine. Frate, uite-te cât e de... La YouTube Gaming au un loc special făcut pentru youtuberi, unde poți veni pur și simplu să stai, poți să mănânci, poți să bei și de asemenea te poți arunca într-o piscină plină de bile. Uite-o în spate. Bă, ce faci, mă, că nu e a ta? Nu e a ta de acasă. Uite, mă, uite cum le arunc, le vezi? Se vede. Ce zici, te arunci? Mă pot arunca, dacă chiar vrei, mă pot arunca. Hai să vedem, hai, ia. Ești gata? Da. Ești pregătit? Da, nu prea. Ok. Ia uite, Lia! Bă, du-te, mă, de aici. Ești bine? Ești bine? Bă, sunt ok, dar nu prea voi. Nu să vă... Nu sunt una de asta pentru acasă. Hai, ia-o repede. Calma. Îți place mâncarea de la YouTube? Bă, n-am gustat încă, dar orezul, îți spun că nu prea are gust, iar mai fi trebuit niște sare. Asta e mâncare de la YouTube direct. Da, cu tacâmuri de lemn. Te hrănește YouTube-ul. Da, cum? Te vezi ce face YouTube pentru tine. Cum e? După review. Are un sos ciudat. E sos de muștară, la ce? Bă, l-am mai gustat pe ceva fel de mâncare, dar nu e genial. Aici la YouTube. S-a făcut? Bă, mâncarea a fost ok, da? Nu, ai văzut, deci bun a fost prăjitura de-a mâncat. N-am încercat, prăjitura, dar am mâncat o prăjitură foarte, foarte bună. Hai de capul, aici mai au băieții ăștia de-astea de streaming. Tu ai văzut că fac, sunt niște youtuberi care vrei și fac. Hai că te las să faci stream de aici dacă vrei. Dacă... Da, băi, atâta gălăgie, nu știu. Gălăgie că e muzică în jur aici. Da, e...
chiar muzică, cuială. De Caterinca că te lasă să stai aici, gen ca youtuber, da. Oricând vrei tu să vii, să mănânci, să bei gratis. Frecventa, să frecventa. Poți să arunci în piscina cu bile. Da. Și asta a fost experiența noastră la Gamescom. Bineînțeles, simt să le mulțumesc foarte mult celor de la Ubisoft pentru că ne-au invitat aici la acest eveniment. Ne-am simțit foarte bine și cu siguranță aș vrea să mai participăm și anul viitor. Dar veți vedea în zilele ce urmează videourile cu jocurile pe care le-am filmat. Veți vedea videouri cu The Crew 2, cu Assassin's Creed Origins și cu altele. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Să vă am în descriere și un link către site-ul celor de la Ubisoft dacă vreți să mergeți și pe la ei pe acolo să îi vizitați. Și bineînțeles, cam atât a fost cu vlogul. Noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!